A fost o zi de bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Ganați. La praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului, istorica biserică Vovidenia din centrul orașului și-a sărbătorit hramul. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian i-a binecuvântat astăzi pe cei care au participat la slujbă și a felicitat pe elevii care au adus la biserică prima icoană pictată de ei cu Maica Domnului. În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujba au participat și persoane hipoacuzice, pentru care Sfânta Liturghie a fost transpusă în limbaj mimico-gestual. Sărbătoarea a fost un bun prilej ca elevii școlii gimnaziale numărul 25 și cei de la Liceul de Artă Dimitrie Cuclin să le arate credincioșilor câteva dintre icoanele realizate de ei la cercul de pictură organizat de parohie. Precum Dumnezeu și părinții Joachim și Ana au prezentat-o pe prunca Sfântă Maria la trei anișori la templu, primită în brațele Sfântului Zaharia, tot astfel la biserica, închinată intrării Maicii Domnului în biserică, ei, Maicii Domnului, biserica cea vie, o mulțime de tineri și tinere de la Liceul de Artă, în împlinirea programului iconarilor, micilor iconari, poartă pe brațele lor, pe Maica Domnului, realizată de către ei, prin puritatea și curăția lor, care de fapt nu este altceva decât o împlinire a sărbătorii de astăzi, în viața tinerilor iconari, mai ca domnul, o a bisericii noastre și a întregii parohii, ne-a adunat astăzi în sânul Sfintei Biserici. Ne-am bucurat ca la Sfânta Liturghie să fie prezenți și elevii liceului de artă, care ne-au încântat cu vocile lor deosebite, precum avându-i în mijlocul nostru și pe cei mai mici care au făcut prima lor icoană, având-o alături pe doamna profesor Laura Popov, care pe tot parcursul verii s-a ocupat de elevii din parohia noastră la programul Patriarh. Harul Hristos împărtășit copiilor. La Chinonic, mai mulți elevi din parohie au interpretat cântări corale închinate Maicii Domnului. Elevii au venit astăzi însoțiți de cadrele didactice. E o bucurie pentru ei și e prima lor icoană. Are un efect aparte această etapă de vârstă, că își creează o icoană gingaș de frumoasă. Astăzi, cu bucurie, am venit la biserică pentru a le prezenta. La final, în alt preasfințitul părinte Casian le-a oferit darul elevilor. De asemenea, și persoanele cu dizabilități au primit pachete cu alimente din partea ierarhului.